seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la ediția 2015 a Topului Firmelor Eșene. În numele Camerei de Comerț Iași și a domnului Butariu, președintele Camerei de Comerț Iași, vă urăm bine ați venit și ne bucurăm că petrecem sfârșitul practic de săptămână și aproape sfârșitul de an împreună în această seară. Ne-am obișnuit deja, pentru că este un eveniment de tradiție Topul Firmelor Eșene, să ne întâlnim în fiecare an pentru a premia performanța și pentru a ne întâlni cu performerii din mediul de business local. Probabil toată lumea știe deja că topul firmelor ieșene și topul firmelor realizate de Camera de Comerț și Industrie pe județ sau la nivel național reprezintă unul dintre cele mai complexe evaluări realizate pentru firmele locale. Vorbim aici despre un brand de referință pentru mediul de afaceri local, tocmai pentru că este un clasament realizat cu foarte multă rigurozitate și seriozitate și care indică cu foarte mare precizie care sunt cei mai buni antreprenori ai anului. Vreau să-l invit alături de mine pe gazda principală a acestei seri, domnul Paul Butariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași. În această seară îi nominalizăm practic și îi mânăm trofee când este cazul de excelență sau îi nominalizăm pe laureații celor mai bune companii din anul 2014. Îi vom cunoaște pe toți odată cu decernarea diplomelor speciale, a diplomelor de excelență, a trofeelor pentru acest an. Aș vrea să-l completez doar cu câteva amănunte pe domnul Butariu legat de top. Este un top realizat după o metodologie foarte complexă. Ia în calcul bilanțul contabil pe anul 2014, cifra de afaceri, de asemenea profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și a capitalului angajat. Aș adăuga faptul că 10% din companiile care au depus bilanțul anul trecut se regăsesc în topul realizat de Camera de Comerț și Industrie Iași și că, de asemenea, companiile care sunt incluse în aceste top realizează peste 66% din cifra de afaceri pe ansamblul județului Iași și că includ aproape 50% din totalul angajaților din județul Iași. Încă o dovadă așadar că în această seară ne întâlnim cu cei mai importanți performeri ai economiei locale. O să începem seara noastră cu decernarea unor trofee de excelență. Și domnul Butariu va înmâna primul trofeu de excelență, un invitat pe care l-a menționat deja în scurta listă pe care a amintit-o la începutul discursului. Se acordă diploma de onoare și trofeul de excelență al Camerei de Comerț și Industrie Iași domnului profesor universitar, rector Vasile Ișan, în semn de recunoaștere din partea oamenilor de afaceri și a comunității ieșene a contribuției excepționale la îmbunătățirea performanțelor învățământului universitar ieșean. Domnule rector, permiteți-ne să vă invităm să vă acordăm această diplomă și acest trofeu. Felicitări! Probabil toată lumea știe, domnul Ișan conduce din 2008 cea mai importantă instituție de învățământ superior din zona Moldovei, este și cea mai veche universitate. Și vrem să-l felicităm pentru că chiar în această seară, dacă nu mă înșel, se întâmplă un eveniment și servați 155 de ani de la înființarea universității. Deci aveți o dublă ocazie să sărbătoriți. Mulțumim foarte mult și felicitări, vă rog! Eu vă mulțumesc frumos. Bună seara! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt deosebit de onorat de invitația ca în această seară să fim alături de dumneavoastră. Că nu sunt singur, sunt împreună cu domnul rector Mircea Dumitru al Universității din București. S-a întâmplat o coincidență fericită. Sărbătoarea de 155 de ani a Universității, iată, coincide cu sărbătoarea excelenței în mediul de afaceri ieșean. De fapt, vă rog să mă iertați, fiindcă cumva am sărit peste rând. Nu era rândul nostru. Dumneavoastră, cei care vă străduiți, aveți spirit antreprenorial, talent și vă asumați riscuri, ne faceți cu putință și pe noi cei care încercăm să ne ocupăm cu mersul ideilor. De-al minter, un filozof spunea,
că tranzacțiile, comerțul în general, producția de bunuri și servicii necesare traiului de zi cu zi, duc împreună cu ele idei bune și în special o competiție a ideilor. Vă mulțumesc frumos pentru această distinție. O iau ca pe o recunoaștere a contribuțiilor și străduințelor universității de a răspunde necesităților pe care dumneavoastră le aveți în firmele pe care le conduceți. Se spune despre Iași că este un oraș al orașului critic, orașul care a introdus spiritul critic în cultura română modernă. Uneori acest spirit critic devine criticalism. Personal sunt mai curând obișnuit aceste critici, întotdeauna întemeiate. Uneori sunt și criticisme care sunt mai puțin întemeiate. Oricum, vă mulțumesc frumos. Universitatea este o instituție colegială, iar cei care o reprezintă vremelnic sunt doar primus inter pares, cum s-ar spune. Dumneavoastră ne faceți pe noi cu putință, vă felicit, vă mulțumesc încă o dată, mă onorează în mod nespus această invitație, distinția pe care mi-a acordat-o acum Camera de Comerț și Industrie Iași și vă doresc toate cele bune și de cuvință, bucurii personale, împliniri în firmele dumneavoastră și să mergeți mai departe cu acest minunat spirit antreprenorial. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și să știți că era rândul dumneavoastră în mod necondiționat, pentru că am dezvoltat o foarte bună colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza și suntem bucuroși, mândri și cred că util societății din această perspectivă. Al doilea premiu de excelență în această seară, permiteți-mi să-l conferim unei organizații neguvernamentale. Diploma de onoare a Camerei de Comerț și Industrie și trofeul de excelență se conferă Fundației Star of Hope România, în semn de recunoaștere din partea Comunității de Afaceri Ieșene, a abnegației cu care, de 25 de ani, luptă neîntrerupt pentru sprijinirea și înțelegerea și integrarea în societate a copiilor aflați în dificultate. Vorbim aici de o reprezentare a unei organizații neguvernamentale prin doamna Oata Maniuc, pe care o felicităm, și prin dumneavoastră pe toți cei care lucrează, care muncesc și care își aduc aportul în tot ceea ce înseamnă integrarea în societate a tinerilor aflați în dificultate și probabil că nu doar a tinerilor. Vă felicităm de două ori pentru obținerea diplomei și a doua oară pentru cei 25 de ani pe care aveți de la fundarea fundației respective. Vă mulțumim și vă felicităm! Bună seara tuturor! Și eu, la rândul meu, sunt foarte emoționată și impresionată pentru acest premiu. Vreau să-i mulțumesc special domnului director Paul Butnariu și pentru că, într-adevăr, sunt 25 de ani de implicare, în special pentru mine, viața mea s-a împletit alături de Fundația Star of Hope România, am pornit în această organizație ca și voluntar, astăzi sunt președintele acestei organizații, alături de faptul că am reușit și am schimbat foarte multe vieți ale copiilor cu dizabilități. Star of Hope a fost așa ca un copac care s-a dezvoltat. Ne-am tras seva din Suedia, prin expertiza adusă și din Norvegia. Și am dezvoltat apoi și am întărit asociațiile de părinți ale copiilor cu dizabilități. Părinți care i-am luat de jos, prăbușiți în țărână, i-am ridicat. Dar nu numai atât. Ceea ce am făcut noi aici în România, am schimbat mentalități. Și ceea ce vrem să facem în continuare este să schimbăm mentalități și să dăm valoare celor care merită cu adevărat să aibă valoare. Și vreau să vă spun că în ultimii ani eforturile noastre au fost dublate prin sprijinul care ne-a fost acordat de către Primăria Iași și spun aici special domnului primar Mihai Chirica, chiar de când era viceprimar, vreau să vă spun că a venit tot mai aproape de noi societatea civilă și împreună credem că prin proiectele pe care le facem pentru comunitatea noastră atragem cât mai multă expertiză internațională
Venim alături pentru că împreună să facem o schimbare reală și acest sprijin pe care l-am avut împreună cu Primăria Iași, în special s-a concretizat în campanii de sensibilizare și informare a comunității noastre și iată că și anul acesta, când împlinim 25 de ani, vreau să vă fac o invitație, dumneavoastră, companiilor, să veniți alături de noi în campania din anul acesta, campanie care se numește Există Speranță, Există Star of Hope, și toți acei dintre dumneavoastră care doriți în acest an să veniți alături de noi, dorim să răsplătim și eforturile celor care deja văd, am recunoscut dintre dumneavoastră, care ați fost alături în campaniile anterioare, vrem și anul acesta să aducem un plus de valoare. Vom recompensa, vom răsplăti eforturile celor care ne sunt alături. Nu pot să vi numesc în seara asta, dar aș dori să veniți alături de noi. Pentru că împreună cu reprezentanții din Suedia și din Norvegia, pe 3 decembrie, la Iași va avea loc gala pentru copiii cu dizabilități, o gală care va premia pe cele mai frumoase, cele mai bune modele de oameni care s-au ridicat din țărână și astăzi ne fac cinste. De asemenea, dorim ca prin această campanie să ducem mai departe, așa cum cu toții dorim, o imagine bună a Iașului și vrem ca tot ceea ce facem noi să promovăm adevăratele valori, valori pozitive. Avem nevoie să premiem pe acei copii cu dizabilități, acei părinți, oameni specialiști care au stat în spate și au muncit alături de noi pentru ca să avem aceste realizări și de asemenea dorim ca în această gală să dezvoltăm cât mai multe relații, cât mai mulți oameni care să vină alături pentru a continua demersul nostru, pentru ca acești copii să aibă drepturile pe care cu adevărat ar trebui să le aibă într-o societate normală. Mulțumesc încă o dată sprijinului acordat de fiecare companie de aici și toți cei care veți dori să ne cunoașteți. Poate vom avea ocazia în această seară, suntem aici și cu mult drag vă mulțumim pentru tot efortul și îl văd aici pe domnul vicepreședinte Ivănoaie, a acordat un sprijin deosebit în proiectul nostru de dezvoltarea unei federații naționale asociațiilor de părinți care au copii cu dizabilități. Vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate, mulțumesc pentru acest premiu și cred că împreună, mână în mână, putem să facem pentru societatea noastră să fie la nivelul pe care noi ne-l dorim cu toții. Și încă un lucru important, vreau să vă spun că în luna februarie, Ambasada Suediei, care este alături de noi în această campanie și de asemenea și Ambasada Norvegiei, vor organiza un dineu la București, împreună în semn de recunoștință și de bucurie pentru ceea ce s-a întâmplat în România 25 de ani prin organizația Star of Hope, și acel dineu va fi oferit tuturor companiilor care sunt alături de noi și de asemenea companii suedeze. Vă dorim din toată inima o seară cât mai frumoasă. Vă felicităm din nou. Trecem la cea de-a doua serie de premii. Acordăm diplome de excelență. De această dată, pentru că topul am spus că are deja tradiție, ne îndreptăm către numele companiilor care de 10 ani de zile se află în topul, sunt incluse în topul firmelor ieșene. Și sunt câteva companii aici pe plan local, majoritatea sunt branduri de referință pentru piața de business din Iași, pe care o să le premiem în această seară și începem, dacă nu mă înșel, cu o companie care anul acesta ocupă și locul întâi la nivel național la categoria sa, în domeniul de activitate, respectiv compania antibiotice. Da, compania antibiotice este pentru al 10-lea an consecutiv pe locul 1. Îl invităm, sau invităm pe reprezentanta, pune doamna Melinte, pentru a ridica atât diploma pentru locul 1, cât și diploma de excelență pentru 10 ani consecutiv pe locul 1. Sigur că antibiotice nu duce lipsă de premii, așa cum bine știm. Din 1955, de când funcționează, cred că a fost, au fost diverse prilejuri și pentru a lua premii. Da, scuză.
Da, vă rog, câteva cuvinte. Vă mulțumesc. Bună seara, doamnelor și domnilor. Sunt deosebit de onorată să fiu în această seară alături de dumneavoastră, de cele mai valoroase, mai performante firme din orașul nostru. Acest premiu vine într-un moment special din viața organizației noastre, la împlinirea a 60 de ani de existență. Este o vârstă a maturității, dar și a noilor perspective. Este o vârstă la care putem spune cu mândrie că Antibiotice este principalul producător de medicamente generice din România, fiind lider mondial în producția substanței active nistatină de peste 3 ani de zile. Antibiotice este un brand național, dar totodată un ambasador al Iașului în peste 70 de țări din întreaga lume, acolo unde ajung medicamentele noastre. Ne bucurăm că și în acest an suntem pe primul loc. Mulțumim Camerei de Comerț pentru premiul oferit și doresc să adresez felicitările noastre tuturor laureaților în această seară. Firma Climaterm Serter, de 10 ani consecutiv pe locul 1, aș vrea să știu dacă avem reprezentant în sală. Avem un reprezentant. Da. Probabil reprezentant, aș putea spune. Cine se gândește la instalații și construcții de 20 de ani pe piață, de asemenea Climaterm, și înțeleg că de 10 ani în top, trofee și două diplome în această seară pentru Climaterm Service. Facem o poză de grup cu toți premianții a ceea ce înseamnă 10 ani. Complex Hotelier Unirea, la fel, de 10 ani, pe locul 1. La fel, un brand și o vizibilitate ieșeană deosebită. Mă bucur să avem alături de noi Complexul Hotelier Unirea. Firma Eurotex Company SRL, la fel, de 10 ani pe locul 1, 10 ani consecutiv pe locul 1. Permiteți-mă să vă mânăm. Pentru cine nu știe, firma Eurotex Company produce lunar în jur de 400.000 de articole de îmbrăcăminte. Vreau doar eu să dau câteva cifre, pentru că poate nu le știe toată lumea. Felicitări, doamnă, pentru performanță. Și știu că aveți foarte multe contracte interne, internaționale, numai internaționale. Felicitări, vă felicităm și am spus să rămânem aici în această formulă. Iată, doamnele sunt în top, sunt în premiu și nu putem decât să ne bucurăm să premiem aceste companii care, să fim sinceri, nu știu cum au reușit ca timp de 10 ani să păstreze și să fie lideri de piață și lideri în topul firmelor eșene, iar o parte dintre dumneavoastră sunt și lideri în topul național. Vă felicităm! Vă vom transmite suplimentar ca și bonus pentru participare fotografia cu premianții noastre și ai noștri și vă dorim și de acum înainte, ca și în următorii 10 de ani, să rămâneți fruntași în domeniul de activitate pe care îl reprezentați. Vă felicităm! Am avut laureații de 10, respectiv 10 ani de când sunt în topul firmelor eșene și o să trecem de această dată la diplomele de laureați, pentru că așa cum am menționat un pic mai devreme, avem aproape 1700 de firme, nu o să nominalizăm decât o mică parte dintre cei care s-au regăsit anul acesta în top și vorbim despre primele locuri pentru fiecare domeniu de activitate, grupă de activitate și în funcție de dimensiunea companiei și afacerii, pe tipuri de mărimea întreprinderii. Așadar, începem topul laureaților în topul firmelor eșene. Da, aș vrea, înainte de a premia premianții, să invit o parte din autoritățile locale în această etapă să ne sprijine în numărarea premiilor, încercând și noi să mai dinamizăm un pic această festivitate, care, sigur, datorită rigurozității în procedurare la care suntem nevoiți, de a cita și de a premia pe toată lumea, poate să nu devină ușor plictisitoare pentru unii. Prin urmare, aș bucura foarte mult dacă ar veni alături de noi domnul vicepreședinte Aivălaie și domnul prefect Dan Cârlan pentru a ne ajuta la premierea celor care sunt
în situația de a fi premiați, cel puțin la prima literă. Eu înțeleg că aveți un plic acolo, dar ăla nu-i valabil, vă rog, dacă vreți, ca să putem să ne așezăm, să putem premia. Vă rog. Se acordă diploma pentru locul 1 ARM, Grup Feroviar SRL din Pașcani, o firmă în plină expansiune. Sper că este în sală. Da, uite, este domnul director. Felicitări, Grupa ARM, Grup Feroviar SRL, în zona construcțiilor, premiu pentru grupa de activități, lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate, în zona întreprinderilor mici. Se acordă firmei AB Plus Event SRL diploma pentru anul, pentru rezultatele în anul 2015. Vorbim despre un alt brand foarte important în zona organizărilor de evenimente și nu numai. Tant, dar târgurilor, a congreselor. A domnul Bunariu a menționat, sunt în ordine alfabetică, aș vrea să reamintesc lucrul acesta. Te rog să mă mai ajuți, eu mai am și emoții. Diplomă pentru rezultatele obținute în anul 2014 firmei Absolut Media Agency SRL. Anul acesta ocupă locul 2 în zona serviciilor publicitare. Este o mică întreprindere. S-ar părea că suntem în situația în care nu am bifat pe toată lumea prezentă sau cei care lipsesc. Se acordă diploma pentru rezultatele deosebite obținute în anul 2014 aeroportului Iași, regie autonomă. Putem spune un agent comercial în plină expansiune în județul nostru. Aici e bătaie cine mânează diplomele. Felicitări, domnule Boda, pentru că nu cred că e coincidență în mandatul dumneavoastră s-au introdus. Sunt acum 14 curse externe, sper că nu greșesc. Unele recent introduse. Firma Agropan Impex SRL. Compania din zona industriei. O companie care face performanță în zona fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase. O întreprindere mare, potrivit clasificării din topul firmelor eșene. Felicitări, domnul! Diploma pentru firma Avastar SRL și trofeul de excelență pentru rezultatele obținute în anul 2014. O companie care produce, prelucrează și conservă carnea și produsele din carne și care de asemenea este inclusă anul acesta și în topul național, locul 9 la nivel național. Firma Avati Industries SRL. La fel, locul 1 și laureat în topul firmelor eșene în anul 2014. Ați spus că zona construcțiilor nu a fost, n-a avut un an foarte fast, dar iată că avem un premiant și nu este singurul. Alte lucrări speciale de construcții este grupa de activități pentru întreprinderi mijlocii. Felicitări! Aș vrea acum, sigur, pentru doar 2-3 minute să acordăm microfonul celor care ne-au ajutat. Domnul Cărlan mai are și alte probleme. Mulțumesc, domnule director, domnilor și domnilor. Sunt onorat să particip la această seară a excelenții mediului de business, a premierei performanțelor din business și să vă transmit mesajul de salut al Consiliului Județean Iași. Consiliul Județean Iași, sper, după cum s-a văzut în ultima perioadă, prin contribuția și deschiderea care a avut-o către mediul de business, atât prin misiunile economice de promovare a județului, la care am avut parteneri chiar și Camera de Comerț, cât și a investițiilor făcute, a contribuit, într-o oarecare măsură, la dezvoltarea și crearea dinamicii mediului economic eșean. Uitându-mă pe ultimele prognoze,
constatam că diferența față de anul trecut între companiile ieșene în topul național este în creștere, ceea ce îmi confirmă dinamica economică a județului, a orașului, fapt îmbucurător, fapt constatat, fapt demonstrat prin prezența dumneavoastră aici. Eu vă mulțumesc, vă doresc o seară excelentă în continuare și succes în stabilirea strategiilor și a dezvoltării business-ului la nivelul județului nostru. Mulțumim tare mult, domnule vicepreședinte. Apreciem concizia prezentării dumneavoastră și îl îndemnăm și pe domnul prefect să ne prezinte și un eveniment și un proiect pe care îl desfășoară împreună cu organizația neguvernamentală. Vă rog, domnul prefect. Mulțumesc, domnule președinte. Firește că, în mod normal, prefectul ca reprezentant al guvernului ar trebui să vorbească comunității de afaceri despre facilități, despre politica guvernului îndreptată spre sprijinirea dumneavoastră, despre alte lucruri de acest gen. O să vă răpesc această plăcere și o să aleg să vorbesc despre o temă care vă este cu mult mai dragă, și anume rolul și locul omului de afaceri și al comunității de afaceri în cadrul comunității locale. Iarăși, probabil vă veți gândi, mă pregătesc să vorbesc despre locuri de muncă, despre impozitele pe care le plătiți și despre toate celelalte lucruri absolut deosebite pe care le aduceți ca aport în comunitatea locală. Nu, am să vă vorbesc despre vocația pe care dumneavoastră ca oameni de afaceri, ca și comunitate de afaceri, o aveți într-o direcție foarte clar stabilită, și anume aceea de a fi cei care împărțiți o feliuță din bunăstarea pe care o produceți, o împărțiți cu comunitatea locală și cu cei care au nevoie. M-a surprins în mod cu totul și cu totul plăcut faptul că ați început această activitate premiind o organizație non-guvernamentală, o fundație care activează în zona societății civile, și chiar mă întrebam cum ar putea aceste organizații neguvernamentale să existe și să funcționeze dacă n-ar exista comunitatea oamenilor de afaceri, cea care împarte o părticică din produs, din valoarea pe care o creează, o îndreaptă spre aceste structuri ale societății civile pentru a face bine acolo unde este nevoie. Scurtez suferința și vă spun că fiecare dintre dumneavoastră aveți, printre alte materiale de la sacoșă, un plic pe care scrie "Dăruind vei dobândi" și un mesaj pe care cu siguranță l-ați citit sau îl veți citi în acest plic. Vreau să vă spun o poveste. În luna aprilie acestui an, la Ciurea, a avut loc o catastrofă, un incendiu care a mistuit un imobil în care locuiau 11 familii negăjite, modeste. 11 familii care din toată avuția lor strânsă de o viață au reușit să-și cumpere câte o locuință de 10, 12 sau 14 mii de euro. Deci o locuință modestă. Acest incendiu a distrus tot. Ne-am implicat din prima clipă, instituția prefectului, crezând că vom putea mobiliza resurse guvernamentale pentru a reda acestor oameni locuințele pe care le-au pierdut. Din păcate, legea nu ne permite. Din păcate, ceea ce am crezut că putem, nu se poate. Pentru că, neavând inspirația de a-și asigura locuințele, cu toții au intrat sub incidența unei clauze foarte clare din legea asigurărilor obligatorii și care spune oricine nu a încheiat asigurarea obligatorie, aceea extrem de ieftină, dar obligatorie, nu are dreptul să primească ajutor din fonduri de stat în situația în care intervine unul dintre evenimentele asigurate, respectiv incendiu. Dar noi am pornit la drum. Am pornit la drum și am înțeles că trebuie să terminăm ceea ce am început. Ne-am transformat noi, paradoxal, instituția guvernului, ne-am transformat într-un fel de ONG, de organizație non-guvernamentală, și am început să desfășurăm o activitate îndreptată spre rezolvarea acestei probleme. O părticică din comunitatea mediului de afaceri, o părticică dintre dumneavoastră, respectiv Breasla Constructorilor, o altă structură asociativă a constructorilor, a venit lângă noi și am pornit un proiect în care credem. Am început să reconstruim un imobil bazându-ne exclusiv pe donații din sectorul privat.
donația unei persoane care dorește să rămână anonime ne-a pus la dispoziție un teren, acolo în Luca Cetățui, unde a avut loc incendiu. Donații ale membrilor Breslei Constructorilor au făcut posibil ca în acest moment în care vorbim deja să fie ieșit cu fundația din pământ. O asociație locală a cadrelor didactice și altor oameni de bine din comuna Ciurea este beneficiarul întregului acest proiect, este structura prin care se derulează proiectul și vă adresăm inevitabil rugămintea ca și comunitate de afaceri să veniți alături de noi și alături de inimoasa organizație a oamenilor de afaceri din domeniul construcțiilor, numită Breasla Constructorilor. Vreau să-i mulțumesc din tot sufletul doamnei Gociu pentru sufletul pe care l-a depus în acest început de proiect și am credința că împreună cu dânsii și împreună cu toți cei care vor veni ulterior în acest proiect și îmi pun speranța că dintre dumneavoastră o bună parte veți răspunde pozitiv la acest lucru. Eu cred că undeva în primăvară vom reuși să trăim fericirea de a tăia o panglică cu totul și cu totul specială. Aceea în care readucem într-o locuință modestă un număr de 9 familii care în momentul de față trăiesc o dramă care n-aș dori nimănui să o trăiască. Eu mă opresc aici. Aș vrea, domnule președinte, să-mi permiteți să pasez microfonul doamnei Gociu, președinta structurii asociative a constructorilor din Iași, Breasla Constructorilor, să vă spună câteva lucruri din sufletul dumnei. Și încă o dată vă rog să fiți alături de noi. Și mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Mulțumesc frumos! Mă alătur pe aceeași temă, conjugând mai mult verbul a fi decât a avea și a face, pentru că sunt femeie și pentru că vreau să vă vorbesc de beneficiile bucuriei de a dărui. Vreau să vă mulțumesc, domnul președinte, că mi-ați acordat această ocazie. Mulțumesc frumos încă o dată. Am bucuria și privilegiul de a fi, paradoxal, primul președinte al Asociației Breasla Constructorilor Ieșeni. E o onoare pentru mine și o mare responsabilitate și pentru că avem constructori puternici, avem constructori profesioniști, sunt mândră de ei și doresc ca toate licitațiile care vor fi în județul Iași în următorul timp să fie câștigate de ei, evident, prin, având în vedere competența lor. Privilegiul de a dărui și ne aflăm în postura de a dărui și de nu a cere. E un privilegiu pe care ni l-a dat Dumnezeu și pentru acest lucru trebuie să-i mulțumim. Vreau să vă spun că atunci când domnul prefect ne-a solicitat ca să sprijinim în demersul pe care l-a întreprins, am fost un pic sceptici și ne-am spus de ce domnul prefect ne solicită pe noi, dincolo de obligația pe care dumnealui o are ca și reprezentant al guvernului în teritoriu, de ce se implică atât de mult într-o acțiune, în această acțiune. Răspunsul l-am găsit de la un breslar, care a spus, da, ne vom implica, vom sprijini această acțiune a domnului prefect. De ce? E vorba de domnul, îmi cer scuze, eu am emoții, n-am exercițiu vorbitului în public ca persoanele care au vorbit anterior și vă rog să îngăduiți disfuncționalitățile și dezacordurile dacă intervin. Dumnealui a spus următorul lucru. Și mie mi-a ars casa în tinerețe și au fost oameni cu o mare care m-au ajutat. Trebuie să ajutăm acești oameni, trebuie să ne implicăm. Ba mai mult, mi-a spus că domnul prefect a avut și dumnealui un caz, i-a ars un imobil atunci când avea business-ul. Nu mi-a spus acest lucru, n-a spus nimănui. L-am aflat colateral. Domnilor, este extrem de important să fim uniți. Eu vă mărturisesc din experiența trăită în aceste momente când mi-am mobilizat breslarii, așa cum îmi place mie să-i spun, să le spun, și am văzut cât de uniți sunt într-o acțiune comună. Cu toții am dăruit individual, dar la nivel de grup nu vă puteți imagina beneficiile acestei acțiuni. Și am dorit foarte mult să fiu alături aici
de dumneavoastră, pentru că lucrând de 20 de ani în businessul ieșan, am constatat că suntem dezbinați. Și mi-aș dori ca, implicându-vă fiecare dintre dumneavoastră în această acțiune, să demonstrăm că putem fi uniți împreună și atunci când este greu. Cu certitudine, cei care vor primi aceste donații din partea dumneavoastră, eu vă suspectez că sunteți generoși și nu vă veți rămâne insensibil la rugămintea noastră, vor face mai departe, așa cum și domnul prefect, așa cum și domnul Velișcu au procedat. În cartea pe care v-am dăruit-o din partea Breslei sunt foarte multe învățăminte. Cu permisiunea domnului președinte, am să citez două fraze. Sunt foarte dragi mie și vă rog frumos să-mi permiteți să le citesc. O să-mi pun ochelarii, păcate, vârsta aș spune cuvântul. Asta ca să vă determin să citiți această carte, cei care n-ați citit-o, sau să o recitiți, cei care ați citit-o. Eu, sinceră să fiu, îmi doresc să o recitesc. Citez. Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ca în mantiile statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, în dezvoltare și în dăruire pentru cei din jur. Și o scurtă povestioară. În mănăstirea unde ar dori să fie primit, să se prezintă un călugăr ca și candidat. Îi mărturisește starețului. Să știi, părinte, că nu am nici credință, nici lumină, nici esență, nici curaj, nici încredere în mine și nici nu pot să-mi fiu mie însumi de ajutor, iar altora cu atât mai puțin. Nimic nu am. Firesc ar fi fost să fie de îndată respins. Nu așa însă, ci starețul îi răspunde ce are a face. Nu ai credință, nu ai lumină. Dându-le altora, le vei avea și tu. Căutându-le pentru altul, le vei dobândi și pentru tine. Pe fratele acesta, pe aproapele și pe semenul tău, și semenul tău, ești dator să-l ajuți cu ce nu ai. Du-te, chilia ta e pe coridorul acesta, ușa a treia pe dreapta. Trebuie să ajutăm pe cei care alături de noi cu ceea ce nu avem. Dând ce nu ai, dobândești și tu cel gol, cel pustiit, cele ce-ți lipsesc. Haideți să fim uniți în această acțiune, haideți să-i ajutăm, sunt convinsă că puteți să o faceți și eu în încheiere vreau să vă mulțumesc în numele celor 9 familii, pentru că sunt convinsă că din puținul dumneavoastră, din golul dumneavoastră veți da și se va umple acel gol din bucuria dăruirii. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi foarte mult, doamna Bociu, și aș vrea să o felicit personal pentru că este un efort, din câte știu, susținut din partea dumneavoastră pentru a funcționa această breaslă și a lua ființă, nu mai spun, este o breaslă care cuprinde cele mai importante firme din domeniul construcțiilor, din zona academică, administrației locale. E un cluster cu compania căror cifre de afaceri, sper că nu greșesc, depășește 80 de milioane de euro și într-o zonă în care, într-adevăr, nu întotdeauna poate a fost foarte unită, iată că s-a născut un cluster, unul dintre puținele care funcționează în Iași. Felicitări, domnul Bociu. Da, aș vrea să înțelegem că orice gală de felul acesta ar trebui să aibă și un moment în care să acordăm sprijinul nostru celor care se află în nevoie și din această perspectivă am acceptat și într-un fel minimum cu cât putem noi contribui la această situație dramatică să încercăm să-l prezentăm în fața dumneavoastră și să sperăm că va avea un ecou în a susține și a ajuta aceste familii. Dar pentru că orice gală totuși trebuie să aibă și o tonalitate, să spunem, mai festivistă, mai bucuroasă, mai fericită, vă invit acum să avem un scurt intermezzo muzical susținut de doi masteranți ai Universității de Artă din Iași, Maria Nicolau și Adrian Adam, pe care invităm să ne prezinte un scurt moment muzical. Vă rugăm să-i încurajăm, așa că de la început, că sunt convins că au emoții foarte mari.
Take my home.